v-am regăsit, ne-am întors cu o nouă combinație de bachata. Noi suntem Dan și Felicia și vă invităm să ne urmăriți. Astăzi vom arăta două figuri de bachata. O să pornim prima oară așa, ca să ne vedeți cu fața, mergem lateral. 1, 2, 3, 4, ridic mâna stângă sus și întorc partenera. 5, 6, 7, 8, aduc partenera lângă mine și calc. 1, 2, 3, șut, 5, 6, iese pe sub stânga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfect, schimbăm poziția și după aia voi și explicăm, mergem lateral, 1, 2, 3, 4, aduc partenera, mâna stângă e sus, o aduc lângă mine, 5, 6, mă întorc, 7, 8, calc în față, 1, 2, 3, 4, șut, 5, 6, iese pe sub stânga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, perfect. Încă o dată, mergem lateral, 1, 2, 3, 4, mâna dreaptă rămâne jos, doar mâna stângă ajunge sus. Ne întoarcem, 5, 6, 7, 8, calc în față, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și acum pot să-i dau drumul la parteneră, să nu iasă neapărat pe sub stânga, îi dau drumul la parteneră cu mâna dreaptă. 5, 6, 7, 8 și ne apropiem. Încă o dată, mă întorc, să fiu și cu fața. 1, 2, 3, 4, 5, 6, o aduc lângă mine. Calc, 1, 2, 3, șut. Calc în spate și acum las partenera să se deschidă. 5, 6 și o aduc lângă mine și mergem lateral. 1, 2, 3, 4. Perfect. Haideți să vă arăt încă o dată făcut din amândouă părțile făcută această figură. 1, 2, 3, 4. Adu partenera lângă tine, mergi cu fața. 4, 5, 6. De data asta iese pe sub stângă. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ne întoarcem și acum o lăsăm să se deschidă. 1, 2, 3, 4. Aduc partenera lângă mine, merg în față. 3, 4, 5, 6, deschid partenera, 2, 3, 4, pirueta, 7, 8, mergem lateral și încă o dată, de data asta fără pirueta, 1, 2, 3, 4, 5, 6, calc în spate, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, se deschide partenera și ne apropiem. 6, 7, 8. În momentul în care călcăm în față, o să ne întoarcem și de aici aduc partenera lângă mine. 1, 2, 3, 4 lângă mine, 5, 6, 7, 8. Suntem amândoi cu fața, eu calc cu stângul, ea calc cu dreptul. 2, 3. În loc să pun punct, șut, 5, 6, 7, încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne deschidem. 1, 2, 3, 4 și acum eu calc în față către parteneră și dau piruetă către exterior. 5, 6, 7, 8 și... 8, 8 și... 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 și acum eu. Arată mai bine la ea decât la mine. Cam asta a fost figura care vrem să vă arătăm astăzi. O să revenim, o să vă arătăm și plimbarea, cum iau fata și o plimb. Odată spre dreapta, odată spre stânga. Dar în următorul video... Plimbare după izolare, probabil. Plimbare după izolare. Când o să avem voie să fim liberi, o să ne și plimbăm. Prin parc o să ne plimbăm. Parc. Nu uitați să dați subscribe, like, comment, scrieți-ne pe adresa de mail, vizitați-ne site-ul web. Așteptăm feedback-ul vostru. Salut! Salut! Astăzi vreau să te învăț primii pași de bachata și să poți repeta singur. Ca băiat, totdeauna vei porni către stânga și călcăm așa. 1, 2, 3, 4, punctez. 5, 6, 7, punct. Și merg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Totdeauna plec pe 1 către piciorul, către stânga. 1, 2, 3, 4. Pot să plec în spate. 5, 6, 7, 8. Și calc. 1, 2, 3, 4 și am plecat. 5, 6, 7, 8, încă o dată, 1, 2, 3, 4, 5, 6 și punctez, calc și merg lateral, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Același lucru putem să-l facem și cu piciorul stâng. Adică plecăm în spate. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Încă o dată, merg lateral. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și am plecat lateral. Ne putem și învârti. Atât am vrut să-ți arăt astăzi. Acești pași putem să-i facem și cu spatele, ca să-i înțelegi, și o să plecăm cu piciorul stâng și plec. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Hai să vezi că șoldurile noastre nu stau așa. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Știu, în momentul în care vrei să te gândești la șold, s-ar putea să nu-ți mai iasă mișcarea. Așa că lasă mișcarea să se întâmple natural. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Chiar dacă nu te gândești, șoldul nostru se mișcă. Și dacă mutăm greutatea de pe un picior pe celălalt, șoldul nostru se mișcă. Chiar dacă merg în față, șoldul meu se mișcă natural. Așa că nu ai de ce să te sperii și la baciata se va mișca tot natural. Și atunci am plecat. 1, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4. Plec pe 1 spre stânga. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O să plec spre stânga. 1, 2, 3, 4. Mi-a rămas piciorul drept liber și calc în spate. 5, încrucișa 6, 7, 8 și doar punctez. 1, 2, 3 și am punctat. Și pe numărătoare o să fie așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Și plec lateral. 5, 6, 7, 8. Același lucru pot să-l fac și cu piciorul stâng în spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, plec în spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Încă o dată. 5, 6, 7, 8, cu stâng în spate. Punct, punct, calc, lângă și mergem lateral. Bază, bază și o să plec cu piciorul stâng. Da? Revin și să fac așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, plec în spate. 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, plec în spate. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și lateral, 3, 4. Sunt niște pași foarte simpli, eu îți recomand, repete de mai multe ori, dă drumul la o melodie, baciata este foarte simplă, totdeauna când se aude bum, este timpul 1 sau timpul 5. Vă pașii și așteptăm un feedback de la tine. Te salut, ne vedem în următorul video unde o să-ți arăt cum să ne învârtim. Hai să începem și mergem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o să-ți iasă deplasarea pe 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și mergem lateral. Ne putem învârti. Prima oară poți să ții picioarele depărtate și ne întoarcem. Calc, mă întorc, calc, mă întorc, merg lateral și pun piciorul lângă și încă o dată pivotez, pivotez, pun piciorul lângă. Facem un pas de bază și 1, 2, 3, 4, 5, 6, ne învârtim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nu te aștepta să-ți iasă din prima întoarcere cum îmi ies mie, cu picioarele apropiate. Folosește-te prima oară de distanță. Dacă îți permite locul, poți să ai picioarele depărtate și să calci așa. Calc, calc și pun piciorul lângă, calc, calc, pun piciorul lângă. Foarte important este să pivotezi pe vârfuri. Totdeauna pivotează pe vârfuri, da? Nu pune călcâiul jos, că în momentul în care pui călcâiul jos îți va fi greu sau te vei dezechilibra. Prima oară pași mari și apoi pași din ce în ce mai mici, pentru că o să-ți dorești să dansezi cu partenerul sau cu partenera. Dacă tu faci pași mari, el face pași mici și atunci o să ajungem așa. Unul dansează cu partenerul din stânga și ăla dansează cu partenerul din dreapta sau se trezește fără partener sau parteneră. Mă întorc cu spatele și o să facem exact aceiași pași. Calc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Punctăm lateral. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vreau să faci acest pas în amândouă părțile, tocmai pentru a-ți putea, pentru a-ți ieși. Altfel nu o să-ți iasă pe numărătoare și o să arate așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și o să zici că pleci încolo, dar tu de fapt pe 1 ar trebui să pleci spre stânga și atunci în continuu deplasarea mai fac încă o dată, adică a doua oară și o să-mi iasă pasul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, calc lateral, ne învârtim și ne învârtim. Putem să plecăm și în spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 și am făcut o scurtă coreografie. Repet acest pas, dai drumul la muzică. Pe timpul 1 o să auzi un bas, pe timpul 5 o să auzi un bas. Este un ritm foarte, foarte ușor. Salut! Astăzi am revenit cu o nouă lecție. Astăzi să facem primii pași de bachata dominicană footwork și o să mergem așa. Călcăm prima oară cu piciorul stâng și o să calc. 1, 2, 3, punct și 6, 7, punct și 1, 2, 3, punct, 5, 6, 7, punct. Mă întorc cu spatele și o să facem așa. Prima oară o să plecăm spre stânga și călcăm așa. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Fă o dată cu mine. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Următorul pas o să arate așa. Asta a fost primul pas de bachata, o să-l facem acum pe al doilea. Pasul numărul 2. O să călcăm lateral și o să călcăm așa. 1, 2, 3 și dublez 4. Și 4. Calc. 5, 6, 7 și 8. Încă o dată calc. 1, 2, 3 sunt timpi întregi și 4. Jumătate, jumătate încă o dată. 1, 2, 3 și 4. Mă întorc cu spatele și o să călcăm așa. 1, 2, 3 și 4. Încă o dată. 1, 2, 3 și 4. Talpă, talpă, talpă și dublez. 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 Calc. 2, 3, 4. 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Mai facem o dată încet și o să facem așa. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Și mă împing în piciorul lateral pe numărătoare. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pasul numărul 3. Pasul numărul 3, diferența între pasul numărul 3 și pasul numărul 4 este că o să dublez timpul 3. În loc să dublez timpul 4, cum am făcut la pasul anterior, o să dublez timpul 3. Și o să călcăm prima oară vară cu fața și o să fac așa. 1, 2, 3 și 4. 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 1, 2, 3 și 4, 1, 2, 3 și 4, încă o dată, 1, 2, 3 și 4, 1, 2, 3 și 4. Întoarcem cu spatele și o să călcăm lateral. 1, 2, acum dublez timpul, 3 și 4 e în timp întreg și calc. 5,
6, 7 și 8, timp întreg. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. Mai facem o dată. Hai, repetă în același timp cu mine. Știu că nu ești obișnuit să dublezi pașii, dar încercăm împreună și călcăm. 1, 2 și acum calc. 3 și 4. Încă o dată. 1, 2, 3 și 4. Calc. 1, 2, 3 și 4. Calc. 2, 3 și 4. Pasul numărul 4. Pasul numărul 4 o să arate așa. Mergem lateral. 1, 2 și acum calc încrucișat. 3, 4. Încă o dată. 1, 2, calc încrucișat. 3, 4 și 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ăsta este un pas mai ușor. Mergem în lateral și călcăm. 1, 2, încrucișez. 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, încrucișează, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și pasul numărul 5. Pasul numărul 5 este mai ușor. O să călcăm prima oară, o să fie așa. 1 pe loc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O să mă întorc cu spatele și o să plec primul pas pe loc. 1, 2 și calc în spate. 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Merg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cam atât cu bachata dominicană. O să ne vedem în următorul video, unde să-ți arăt și o scurtă combinație. Repetă pașii și în momentul în care o să ne vedem online, poți să-mi pui și câteva întrebări. Astăzi vreau să-ți arăt o scurtă coreografie, cum pot să combin acești pași. Și o să calc așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și calc. 2, 3, 4, 2, 3 și 4, calc. 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 2, 3 și 4. Pașii ăștia poți să-i calci încrucișați, se calcă așa. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8, 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8 sau pot să calc în lateral. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8, 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. Dacă vreau, pot să combin acești pași în mai multe feluri. Și o să facem prima oară, plecăm direct în spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, calc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și calc. 1, 2, 3, 4, puntez, 5, 6, 7, 8 și am punctat. O să-ți arăt o scurtă combinație și o să arate așa. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Calc. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. Și aici pot să calc direct în spate. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Pot să calc și în diagonal, să fie așa. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. Încrucișatul în față poate să fie și încrucișat în spate. Să calc așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În principiu, acest pas îl face fata. Aștept comentariul tău să-mi spui dacă te-ai descurcat la acești pași. Pune o melodie lentă de bachata, în general bachata dominicanistă e foarte rapidă. Pune o melodie lentă de bachata, repetă pașii și când ne vedem live poți să-mi spui dacă ai reușit sau nu ai reușit să faci acești pași. O să dăm filmulețul încet și o să-ți explic unde mai este nevoie. Astăzi vreau să-ți arăt o scurtă combinație care o să arate așa. 1, 2, 3, 4 și 5, 6, 7, 8. Un pas de bază, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și calc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Încă o dată. Calc. 1, 2, 3, 4 și 5, 6, 7, 8. Bază, 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8 și plec. 1, 2, 3, 4 și 5, 6, 7, 8. Încă o dată, merg lateral. 1, 2, încrucișez, 3, 4 și 5, 6, 7, 8. Încă o dată, bază, 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8, 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8 și încep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O să fac și cu fața la tine și o să fie așa. 1, 2, 3, 4 și 5, 6, 7, 8, bază, 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și încep, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mai există încă o variantă, prima oară cu spatele, este mai rapidă și este așa, 1, 2, 3, 4 și 5, 6 și calc, 7 și 8. Încă o dată calc, 1, 2, 3, 4 și 5, 6, 7 și 8. Putem să le combinăm pe amândouă, o să facem prima oară prima variantă și după aia a doua variantă. O să fac un pas de bază, 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și prima variantă. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un pas de bază și după aia a doua variantă. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8 și plec. 1, 2, 3, 4 călcâi și 5, 6 și calc. 7 și 8 am călcat. Încă o dată merg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Încă o dată
Încă o dată și 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Varianta simplă și varianta mai grea. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Am călcat pe el și putem să mergem încă o dată lateral. Cu fața la tine o să arate așa. 1, 2, 3, 4 călcâi și 5, 6, 7, 8 și varianta complicată arată așa. 1, 2, 3, 4 și 5, 6, 7 și 8. Și după aia, pas de pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Repetă pașii, încearcă să-i faci prima oară și prima oară încet, cât se poate de încet, și apoi încearcă să dansezi și pe muzică. O să vezi că nu este nimic complicat, nimic de speriat. Salut! Astăzi vreau să-ți arăt o combinație scurtă de bachata dominicană. Și o să fie așa. Călcăm lateral. 1, 2, încrucișez, 3, 4 călcăi și 5, 6, 7, revin și calc. 1, 2, 3, 4 și 5, 6, 7, 8. Aceasta este prima variantă. Hai să facem și a doua variantă, dar prima oară facem un pas de bază și o să arate așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și încep. 1, 2, 3, 4, calc și 5, 6, 7 și 8 și am călcat pe piciorul din față încă o dată și merg așa. 1, 2, 3, 4 și 5, 6, 7 și 8. Fă pașii mai încet decât mine, încearcă să-i combini cum vrei tu. O să-ți arăt cum putem să facem legătura între acești doi pași. O să plec în lateral. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. Și acum prima variantă, calc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și merg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 și încep. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7, 8. O să-ți arăt o scurtă combinație, amândoi pașii, cum să îi legăm. Și o să facem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Încep. 1, 2, 3, 4, 5, 6 am călcat, 7 călcâi, 8 și plec. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. Și a doua variantă e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Încă o dată. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 și 8. Repet acești pași și dă-i drumul la o melodie, încearcă să dansezi pe melodie, lasă-ne un like, lasă-ne un comentariu, dă-ne un like, un share, un subscribe, poți să ne urmărești pe contul nostru de YouTube sau pe site-ul nostru oficial, Fit Dance România, în secțiunea Multimedia. Te salut și ne vedem în următorul video. Vreau să arăt o variantă mai simplă decât ce s-a arătat anterior și începem așa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și calc. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8 și 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. Punct, punct, schimb picior. Punct, punct, schimb picior. Punct, punct, schimb piciorul. Punct, punct, schimb piciorul și am plecat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, încep. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8.
1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. Și cu fața la tine ar trebui să arate așa. 1, 2, 3 și 4. Și cu fața la tine ar trebui să arate așa. 1, 2, calc. 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. 1, 2, 3 și 4, 5, 6, 7 și 8. Și o să plec. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Cam atât pentru astăzi. O să revenim cu următorul video, unde să arătăm pașii combinați, o coreografie pentru intermediar. Te salut, nu uita să dai like, share, subscribe și ne vedem în următorul video. Te salut!